Sunteți fericiți? Nu, nu, deschide, aprinde mâna. Eu credeam că cine știe ce cu arma aprinde să fie. Aprindeți, cum popa, așa, așa, nu. Da, noi ne-am speriat. Dacă sunteți fericiți, spune-mi. Scumpo, ia zi, cum ți se pare gestul sacru pe care l-am făcut? Emoționant. Și răspunsul rugăciunii mele la Doamne, Doamne, cum să fie și în ce fel să fie, și mă gândeam la Padre Lino, la Părintele Nicolae și mi-a ieșit exact cum era vrea sufletele lumea. Deci a fost pe negândite. Pe negândite și surpriza lui Doamne, Doamne, minunată, sfântă. Deci sunteți mulțumită. Da, ole, nu, deci puțin. Ce ziceți, domnule Mire? Dumnezeu îi are în vedere. Hai, mergeți pe acolo, pe îi are în vedere. Mergeți la, a ieșit destul. A, bun, am înțeles. Ziceți și dumneavoastră. A corespuns a ceea ce mă gândeam și eu. Că trebuie să fie. Deci Dumnezeu a ascultat rugăciunile noastre ale tuturora. Da. Și s-a comis un gest istoric. Și fericirea voastră de a fi mire și mireasă, fericirea mea de a mai face o taină ilegală. Așa. Și pe lângă sutele și mii de numai ilegalități. De ilegalități. Da. Așa. A mai fost un plus. Asta le-am culunat pe toate. Sunt noi cel mai de asta ne-am înțeles din prima zi, totuși că nici nu ne cunoșteam. Auzi, dacă nu erați suflete alese, așa am început eu predica de azi. Veți pe partea asta, tata mea. Ori unul sau altul. A, așa. Auzi, da, vezi, când am început cuvântarea mea de astăzi cu asta și e un argument în plus că, vedeți, sunteți aleși de Dumnezeu pentru că să ai minte atât de deschisă, să facem acum asta, să o considerați valabilă, să o considerați serioasă, că lumea de ce nu o consideră? Orică n-are haine bisericești, orică nu știu cine nu e, orică nu știu ce lumânare n-au apus, că n-ați, de adevărat, eu că n-ați avut. Bă, nici mă, n-aveți nici cununii și nici inele n-aveți măcar. Da, da. Le aveți? Nimic, nu. N-aveți nici măcar de inel, nici acasă? Noi am venit doar să vă vedem, să vă pupăm. Da, aveți măcar acasă inelul? Nu. Auziți? Inelele-s la inimioare. Scrie undeva în Sfânta Scriptură că trebuie inele, coroane, păi, haine, ca să iubirea eternă și căsătoria. Înțelegeți de ce sunteți aleși? Că dumneavoastră ați înțeles lucrul ăsta. Eu știam sigur că sunt ales și că înțeleg. Dar acum și știam și de el, da. Acum aveți și companiuni, da. Acum am și companiuni. Uite aici, uite, rămâne pe asta. Să știți că vă dau pe Facebook exact peste a doua zi după nunta aia exterioară. Da, 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 cu fast. Așa, cu să fast. Vedem când o fie. Da, ia zi, zi, zi mai mult, că prea nu-ți auzim da, vocea. Exact. Vedem când da. O facem și pe aia. Da, da. Nu mai auzi, așa. Auzi. Să punem la cum aia. Aia zis să vă mai grăbiți, să vă precipitați. Aia o facem doar pentru ca să vină și nașii cu care. Părerea mea personală e că să o faceți absolut. Pentru două motive. În primul rând, lumea toată trebuie să știe că voi sunteți căsătoriți. Al minterea o să zică tot că sunteți prieteni, că sunteți amanți. Nu e bine. Mm-hmm. Da. Matrimoniul da. Secreto este numai o operă scrisă de Cimaroza, care știi, da. Și nu merge. Da, da. Noi o făcurăm nu că e secretă, o făcurăm ca să fie, să existe. Da. Deci trebuie să o faceți ca lumea toată să știe. Unu. Al doilea, să luați și voi niște bani de la rude, de la prieteni. Ești chiar așa. Nu? Părinte, ei fără să da. Vrea și fără să... Nu, dar al treilea, prea frumos. Că da. Îi continuă tradiția noastră. Maestre, Emanuel a luat-o la biserică. De acord, după dar nu numai asta. După 5 ani am luat-o la sfatul da, popular. Da. Am înțeles, dar eu mă gândeam da, și la altceva. Merită și ea frumusețea asta și frumusețea asta să fie și ei îmbrăcați ca mire, mireasă, dar altceva. Dacă nu faceți, înseamnă că rămâneți toată viața așa, da. În șort. Să ne îmbrăcăm, dar tot mai nu, merită. Dar vedeți, da. Gestul nostru să nu moară. Hai, treci acolo că lipseai. Lipseai. Marele vinovat e el. Recunoașteți? Ne-am gândit să ne îmbrăcăm în ie tradițională românească. Auzi, dați o declarație, stimate preacucernice, părinte. Sunteți singurul preot valabil. Știți de ce? Că sunteți și afurisit. Și ați comunicat și ați scos. Mulțumesc, părinte. Și toate. Valabil, numai că aștept vitanjul să scoată. Mizeria. Și da. Trebuie să dați mă înseamnă că o să aveți noroc toată tot viața voastră. Exact. Iubiți-o, astăzi mașina la o parte. Mașina. Mașinile. Deci, că vine vintaj.